Deși suntem la jumătatea lunii ianuarie, avem parte de o vreme neașteptată de caldă. Acest lucru însă nu este pe placul tuturor. Cei ce au de suferit sunt administratorii magazinelor de haine. Chiar dacă aceștia au aprovizionat magazinele cu haine specifice sezonului rece, vânzările au scăzut pentru că în ultimile zile atenția giurgiuvenilor s-a îndreptat către hainele de primăvară. Vestea dată de meteorologi, cum că vremea frumoasă se menține încă două săptămâni de acum încolo, le-a determinat pe doamnele și domnișoarele din Giurgiu să treacă la garderoba de primăvară. Chiar dacă reducerile la hainele pentru sezonul rece au început deja, se pare că giurgiuvencele nu le acordă atenție. Acest lucru ne-a fost confirmat și de o tânără în vârstă de 16 ani din municipiu. Cătălina spune că profită din plin de banii dăruiți de părinți pentru a-și înnoi garderoba. În această perioadă mă îndrept către colanții, bluze mai subțirele, că din câte văd a răsărit soarele, nu prea simțim că e iarnă, către un hanorac, o gecuță mai subțire. Dar nu te îndrepți totuși către hainele de iarnă? Se anunță totuși niște temperaturi scăzute în următoarea perioadă. Ba da, m-aș uita și pe la niște plovărașe mai groase, dar știți cum e, tineretul simte nevoia să se îmbrace mai subțire puțin. Dar ai posibilitatea acum să le găsești și la reduceri, nu te tentează? Ba da, mă tentează, mai ales că nu prea au scăzut vânzările și m-aș uita și pe la niște hainuțe de iarnă. Cum primăvara și-a intrat în drepturi, căciulile, mănușile și fularele nu mai reprezintă pentru giurgiuvence cele mai importante accesorii. Acum acestea spun că și îndreaptă atenția către noile tendințe din modă primăvară-vară.